Vorbind despre Liga 1, ieri am avut parte de un meci crucial, dacă nu decisiv. Până la urmă s-a demonstrat că n-a fost decisiv. Steaua n-a câștigat la Cluj, nici n-a pierdut. A fost un 0-0 dezamăgitor ca rezultat, nu însă și ca joc. Până la urmă, totuși, tensiunea a umplut golul așteptărilor. Dar rezultatul nu clarifică deocamdată situația în clasament. Dan Bâra mai atent decât oricine la desfășurarea acestei partide. Este consultantul nostru pe probleme de Liga 1. Haideți să vedem ce meci a văzut Dan Bâra pe stadionul Constantin Rădulescu din Cluj, acolo unde CFR-ul practic și-a îngropat ultimele șanse de a câștiga titlul, Dane. Destul de probabil așa va fi și destul de probabil configurația clasamentului va fi cam cea din prezent. O mică paranteză aș face înainte de a discuta despre CFR Steaua. Faptul că Dinamo, iată, ne-a semnalat un telespectator mai devreme pe pagina de Facebook, a pierdut un singur joc până acum, iar acela l-a pierdut în disputa cu Steaua atunci când a avut un penalti neacordat. Practic, lucrul ăsta ar trebui să-i pună pe gânduri. Evident, Dinamo nu este poate cea mai îndreptățită să speră la titlu, dar trebuie luat în seamă și acest aspect. Referitor la CFR Steaua, trebuie să spunem că a fost un meci extrem de muncit. Ambele echipe au muncit foarte mult și am văzut o grămadă de lucruri bune. Ca la sapă. Ca la sapă, exact, da. Dar asta a arătat faptul că au dat o mare importanță acestei întâlniri. Evident și CFR-ul și-a dorit să scoată un rezultat bun pentru noi și din cursă, n-a reușit, dar Steaua a tras pentru măcar o remiză care să o țină în postura de mare favorită. În același timp am văzut foarte multă duritate, am văzut un arbitru care mie mi s-a părut nemaipomenit, spun și cum îl cheamă, George Găman, care a acordat un singur cartonaș pe toată durata partidei. Și arbitru de Champions League. Apropo, Hațegan arbitrează returul de la Schalke cu Ajax. Interesant de urmărit și prestația lui Hațegan. Mie mi se pare un arbitru inteligent, un arbitru care, chiar mă gândeam ieri, dacă ar încerca să le expună colegilor în ce fel a procedat, în ce fel a gândit această partidă, eu mă îndoiesc că mai mult de 10% dintre arbitrii care sunt acum în activitate ar înțelege și ar fi capabil să opereze cu principiile pe care le-a folosit Găman în partida de ieri. A fost foarte multă duritate, a fost o implicare deosebită pe teren. De obicei, tipul ăsta de meci este arbitrat ori de Alexandru Tudor, ori de Covaci. Din fericire nu. Ăștia și jocul a avut o recursivitate. Da. Sigur că e din fericire. Vreau să vedem și noi un alt arbitru. Da, au fost așa, probleme cu antrenorii, s-au certat între ei. S-au luat la bătaie suporterii în tribună. Pe faulturi multe. Hai că vedem imediat, că l-avem pe Miriuță, Vasile Miriuță, antrenorul CFR-ului, în direct la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua și la dumneavoastră, bună ziua! Ce ați făcut, domnul Miriuță? V-ați bătut, v-ați certat? Nu, am jucat, a terminat egalitatea 0-0, ne-am dorit să câștigăm. Din păcate, n-am reușit pentru noi și pe final un 0-0, părerea mea, echitabil. Echitabil, dar care vă îndepărtează serios de titlu, dacă nu chiar definitiv. Așa, aveți perfectă dreptate, dar încă o dată, nu ăsta a fost obiectivul nostru, dar sincer chiar ne-am dorit, pentru că le-am și spus băieților înainte de meci, cam e ultima noastră șansă să ne apropiem de primul loc cu o victorie. Da, din păcate n-am reușit această victorie și cam ne-am îndepărtat. Ăsta e adevărul. Trei meciuri la rând fără gol marcat, destul de bizar pentru CFR, care părea o echipă ofensivă, dinamică. Ce s-a întâmplat? Așa, aveți perfectă dreptate. Ocazii am avut și cu Dinamo, și cu Viitorul, și ele am avut ocazii. Mi-a lipsit luciditatea să o băgăm în poartă, pentru că, într-adevăr, n-am marcat un meci pe trei jocuri, dar ocazii am avut la fiecare joc și nu puține. Din păcate, n-am băgat o poartă și s-a văzut acest lucru, n-am mai reușit victorile pe care le-am avut atunci când am marcat. Dar a schimbat mult în meciul de ieri. Am văzut inclusiv pe parcursul partidei că ați făcut o mulțime de schimbări. Spre exemplu, Deac a jucat aproape în toate pozițiile de la mijlocul terenului. Păi nu, Deac a jucat în centru cu Gomel la mijloc, el a mai jucat și cu Viitorul, dacă vă aduceți aminte, a mai jucat și cu
Steaua a jucat în centru, după aia l-am trecut în banda dreaptă, când a scos pe Sosa, când a intrat Filipe Nascimento. Părerea mea că am ales o echipă ofensivă, ieri cu Omrani, cu But, cu Sorsa, cu Pont, cu Deac, mai ales că am și pensiile care s-o bărbascut, da. De unde vine lipsa de eficacitate, să spun așa? Că până la urmă aveți niște jucători foarte buni la mijlocul terenului. Păi avem, dar ați văzut și dumneavoastră și ieri. A avut-o Sorsa, a avut-o Pouso, pace poate, a avut-o Deac, a avut-o Camora, a doua repriză în Uvier. Și o perioadă în care, din păcate, avem ocazii de a marca, dar nu marcăm. Pentru că la Craiova, sincer, n-am avut ocaziile pe care le-am avut cu Viitorul și ieri. Și am marcat 4 goluri. Dar, da, lipsa de luciditate în fața porții. V-a impresionat Steaua? Vi se pare o echipă care merită să câștige campionatul? Sau vi se pare Dinamo mai bună? Deci, sincer, nu m-a impresionat cu nimic Steaua. Ieri, fără lipsă de modestie, ne-au pus probleme pe două greșeli individuale a noastre, în a doua repriză, când au avut acele două mari ocazii. Dar în rest, nu s-au apropiat de poarta noastră, i-am închis bine, deci, sincer, chiar nu m-a impresionat Steaua ieri, să fiu sincer. Da, așa spun în general, în play-off-ul ăsta, care vi se pare echipa demnă să ia campionatul? Totuși, până la urmă, FCSB-ul ăsta, cum se numește el, are 7 puncte peste CFR. Are, pentru că noi știm, am plecat cu câte puncte, în minus, o handicapul ăla. Trebuie să recunoaștem, acum, fără să găsesc un alibi. Mi-a plecat și Petrucci, Iacolis, Cristiano Lopez, care toți trei joacă foarte bine, și Cristiano Lopez, trei jucători foarte buni în septembrie. N-am ieșit din insolvență, știm cu toții, e și o apăsare că nu putem juca în cupele europene, dar asta încă o dată, nu e o scuză, dar știți cum e, se adună lucrurile astea. Înveți că muncești, nu poți să joci în cupele europene, nu să ieși din insolvență, că ăstea apasă jucătorii. Vi se pare departe sezonul viitor? E departe, mai avem 4 jocuri, sigur, e departe, dar important e ca în aceste 4 jocuri să adunăm cât mai multe puncte și să terminăm cât mai sus. Ăsta e obiectivul nostru acum. Dar credeți că o să jucați în cupele, adică o să puteți juca în cupele europene la finalul sezonului viitor? Păi nu știu, eu sincer chiar nu cunosc așa bine regulamentul, știu. Dar dacă vom ieși până la sfârșitul lui mai, nu? Am înțeles că se poate juca din campionatul următor. Din câte știu eu, dar e cel mai important lucru să ieșim la sfârșitul numai din insolvență, pentru că până acum știm cu toții s-a amânat de două ori și ne dorim să fie pozitiv pe 26 mai. Pentru că altfel mă gândesc că și campania de achiziții va fi una destul de dificilă, iar situația lui Deac, care am înțeles că a fost sfătuit de Becali să nu semneze noul contract până când nu se iese din insolvență, și asta poate genera anumite probleme, să spunem. Așa e, dar vă dați seama, nouă patron a băgat atâția bani, 5 milioane, 5 milioane și ceva până acum, să se iasă din insolvență, vă dați seama, că nu e ușor. Dar încă o dată, am mare încredere că vom ieși și vom putea aduce jucători de valoare, pentru că e greu. Dacă n-aduc jucătorii, ne mă trebuie 5-6 jucători de valoare pentru anul viitor să ne putem bate la titlul ăsta, e adevărat. Iacolis nu prea pare în formă așa la Steaua, nu prea prinde echipa. Aveți idee de ce se întâmplă chestia asta? Că e practic aceeași situație care e și cu jucătorii aduși de la Astra. La Astra evoluau într-un fel, la Steaua iată că nu prea... Au diferite probleme, să spunem, iar Iacolis nu prinde echipa foarte des. Sincer, chiar nu știu ce gădați în bucătăria lor acolo, fiecare antrenor. Dar vi se pare sub parametrii de la CFR? Poftim? Vi se pare sub parametrii de la CFR pe care avea la CFR? Acum nu pot să-mi dau eu cu părerea. La CFR la mine juca foarte bine. Acum la Steaua, de ce nu joacă? Chiar sincer, nu știu. Nu sunt antrenor acolo, dar el la noi cât a jucat, a jucat foarte bine. A făcut-o foarte bine. Da. Bun, mulțumim domnul Iriuță, baftă cele 4 meciuri și să ne mai auzim și cu altă ocazie. Pare să fi trecut timpul CFR-ului în acest campionat, dar nici nu trebuie să fim exigenți, Dane, întrucât e adevărat că la începutul sezonului nimeni nu paria pe această echipă pentru câștigarea titlului. Iată că ei n-ar fi fost departe dacă s-ar fi impus în meciul de aseară. În orice caz, dacă vedem și clasamentul pe ecran, să-l avem așa ca... mijloc de referință. De referință și de utilitate, da, pentru aceste momente, că
Hai să explicăm totuși ceva în acest clasament, uitați-vă bine la el. Deci urmează meciul dintre Steaua și Viitorul, FCSB și Viitorul. În cazul în care Steaua nu câștigă, chiar dacă meciul se joacă în București, vă reamintesc, Viitorul a bătut acasă pe Steaua cu 3-1. În cazul în care Viitorul ar câștiga...